Bună seara, stimați prieteni și neprieteni. Ca de obicei, emisiunea noastră se transmite la aceeași oră. Sunt obligat să vă spun la început de emisiune că ne puteți privi pe antimafie.md, pe Unimedia și pe prevest.eu. Vă rog, pentru cei care aveți întrebări, preferabil este să puneți întrebările dumneavoastră pe antimafie.md. Este mult mai facil și pentru noi să percepem, să preluăm întrebările dumneavoastră, că eu să vă pot răspunde la ele. Așa că, de obicei, o să vă răspund la toate întrebările pe care ne le trimiteți, în măsura posibilității cât o să am să răspund la aceste întrebări, înainte însă de a procede la răspunsurile întrebărilor noastre pe care dumneavoastră o să le puneți pe site-ul nostru. Vreau să pornesc o mică analiză situației în care ne aflăm noi astăzi. Noastră, probabil, observați că viața politică din Republica Moldova brusc a trecut pe tărâmul mondenietății mai degrabă, adică noi mai mult, dacă până la alegerea președintului, am asistat la bătălii mari, confruntări pe motivul alegerii președintelui. La ora actuală acest subiect a dispărut, iar politicienii de top, cum s-ar spune pe la noi, s-au dedat toți la petreceri mundene. Mă refer acum la balul de investire a președintelui Republicii Moldova, un bal care a costat. Eu, de exemplu, nu știu cum îl priviți dumneavoastră, investirea președintelui. Eu știu că există voci care spun, domnule, dar tot și e stat, adică noi trebuie să asistăm, e o chestie, mai că n-ar fi un atribut a statului. A fost un spectacol ridicol, după mine, mai ales în situația în care noi ne aflăm într-o situație economică destul de complicată, lucru la care eu am să mă refer cu permisiunea noastră un pic ca să putem să dezghiocăm natura lucrurilor și fenomenelor care se produc la ora actuală. Această mondenietate, așa cum vă spunem, legată de o vizită la biserică, camerele de luat vedere spre pragul părintesc, ceea ce mie mi se pare extrem de ridicol. Eu cred că cei care i-au împrumutat lui Timofti imagemakerii lui să-i facă la ora actuală PR, nici nu-și dau seama cât de ridicol sunt în încercarea asta de a face din alegerea președintelui și din Timofti, de a face un tip pentru public cu minte, așezat, așa cum le-ar plăcea moldovenilor. Păi să știți că vouă să vă iască pe ochi cu mințenia asta demonstrată de Timofti la ora actuală, pentru că nu este nimic mai ridicol atunci când un om care a săvârșit atâta ilegalități în Republica Moldova, mă refer acum la judecătorie economică și la acest Colenco care a furat derupt viața business-ului din Republica Moldova, când președintele statului povestește cum l-a iertat, cât de bun a fost el, că și-a retras acea sesizare privind pedepsirea lui Colenco. Și toată lumea privește lucrurile astea ca lucruri firești cu lucruri normale. La câte prostii a spus Timofte în aceste două săptămâni de zile, eu cred că el deja a început să-i facă concurență lui Mihai Ghimpu prin modul giumbușlucar de a se prezenta în public. Eu cred că trauma psihică, psihologică pe care a primit-o omul ăsta așa din senin după ce a acceptat funcția asta ridicolă pentru el de președinte Republicii Moldova, până la urmă, în foarte scurt timp ne va aduce la situații ridicole în când omul ăsta nu o să mai dorească, nu o să mai poată să fie președintele Republicii Moldova. Pentru că ceea ce nu știți dumneavoastră și ceea ce cred eu că trebuie să cunoașteți dumneavoastră este faptul că președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofte, nu a fost ales așa cum cred unii pe termenul acestui mandat al deputaților actualului Parlament. Deci acest președinte, Nicolae Timofte, vă spun în prima audiție, a fost ales până la data la care vor dori cei doi, Plahotniuc și Filat. Deci prin alegerea lui Timofte în funcție de președinte Republicii Moldova, nu s-a făcut nimic altceva decât au prelungit termenul aflării lor la guvernare pentru a decide când vor da bătălia între ei doi, ca să nu se decidă conform legii și să nu fie proces la alegeri parlamentare anticipate acum. Alegerile parlamentare anticipate stau să vină. Alegerile parlamentare anticipate vor veni. Și nu cred că trece un an de zile până vor avea loc aceste alegeri parlamentare anticipate, pentru că criza în care se află Republica Moldova nu poate fi depășită cu alegerea președintelui și noi am spus-o de mult. Deci, trebuie să constat astăzi și vă spun dumneavoastră, situația în care se află Republica Moldova acum este
un hiatus, dacă vreți, vorbind de filologic, este o liniște înaintea unui tsunami, înaintea unei furtuni, și primele semne a unei furtuni sociale și politice vor apărea imediat după sărbătorile de Paști, prin luna mai, încolo, când lumea va ieși din aceste sărbători și își va da seama că nimic important nu s-a întâmplat. Iar așa cum cred unii naivi că viața Republicii Moldova va reintra în normalitate după alegerea președintelui, pentru că vedeți dumneavoastră, doar președintele ne lipsea ca viața să reintre în normalitate sau să intre în general în normalitate, deci este, așa cum vă spuneam, este o naivitate și nu are la bază absolut nimic, pentru că la ora actuală remitențele au crescut până la 1.300.000.000 pe an, așa cum a fost până la 2008. Cu toate astea, bugetul Republicii Moldova se completează cu foarte mari probleme. Știți de ce? Pentru că birurile pe care au început, pe care depășesc taxele legale, impozitele legale care le plătesc businessmanii în vamă, birurile astea au crescut la cote care n-au fost nici pe timpul lui Voronin. Pentru că atunci, pe timpul lui Voronin, a fost creat acest sistem prin care parte din profiturile de la vamă mergeau, din veniturile statului la vamă mergeau în buzunarul businessmanului, celui cu afacerea, parte mergeau în visteria statului, iar parte mergeau în buzunarul familiei Voronin și Plahotniuc. La ora actuală, acest echilibru s-a stricat din cauza lăcomiei grupurilor astea hulpave de aflați la ora actuală la guvernare. Și atunci această situație economică în care pe de o parte remitențele cresc, pe de altă parte bugetul nu crește, această situație va aduce la o criză socială și pe urmă politică pe care nu vă puteți imagina. Eu nu fac la ora actuală cofabulații, eu nu vă vorbesc despre lucruri utopice, eu vă vorbesc exact ceea ce se întâmplă la ora actuală și ceea ce se întâmplă de mai mulți ani de zile. Nu mai vorbesc de imposibilitatea de a face reformă în justiție, pentru că astăzi am auzit într-un interviu că Vlad Felat povestea unui post de televiziune sau radio, nu mai știu, povestea că, fiți atenți, demiterea procurorului general rămâne pe ordinea de zi. La anul viitor, dacă o să-l întrebe cineva despre procurorul general, să știți că va fi vorba tot de Zupco și el va spune că asta rămâne pe ordinea de zi. Pentru că el nu poate să nu fie consecvent în promisiunile false pe care le face, iar în același timp el mai mult nici nu poate face nimic decât să promită, pentru că procurorul general nu va fi demis. Știți de ce? Pentru că Plahotniuc nu dorește acest lucru. Demiterea procurorului general, asta ar însemna să-și pună în pericol afacerea și libertatea lui. Ori această procuratură de atâția ani de zile ne amăgește. Ori această procuratură a acționat la ora actuală în modul în care, apropo, să fac o mică abatere și să vă amintesc un lucru. Țineți minte anul trecut, în anul 2010, anul lor de grație, când Ghimpu, fiind președinte interimar al Republicii Moldova și având acces la arhiva președinției, a mai scos câte un document, două, pe care l-a publicat timpul cu titlul de senzație, că, domnule, uitați-vă ce era în cancelarea lui Voronin și așa mai departe. Păi trebuie să știți, stimații mei prieteni, trebuie să știți că Voronin s-a temut groaznic o jumătate de an de pușcărie, groaznic, pentru că el știa că în arhivă există probe exacte de uzurparea puterii de stat. El știa că el, în calitatea lui de garant al drepturilor omului în statul ăsta, a pus semnătura lui și a scris cu tare închis, cu tare arestat, cu tare ani de pușcărie și așa mai departe. Pentru o singură semnătură de felul ăsta, Voronin putea fi băgat la pușcărie. Voronin s-a temut foarte mult. Ați văzut vreun document de ce lăsa apară public? Nu este adevărat că a ars arhiva lui Voronin. N-a ars nimic. Președinția a rămas întreagă. Documente care îl incriminează pe Voronin există. Nu au dorit nimeni acest lucru, pentru că toată confruntarea asta care se produce imediat după alegerea președintelui trebuiau să ofere poporului alt circ după circul cu alegerea președintelui, circul ăsta cu confruntările interietnice pe străzile Chișinăului. Apropo, nimeni nu pune la îndoială, nimeni din jurul nostru nu pune la îndoială că noi suntem foarte, foarte
cum să vă spun, avem abilități deosebite la a comemora date istorice, avem abilități deosebite de a manifesta în stradă, nimeni nu pune la îndoială lucrul ăsta. Toată lumea pune la îndoială dacă Republica Moldova este capabilă să-și creeze instituții ale statului funcționale, toată lumea pune la îndoială dacă Republica Moldova poate crea o justiție, toată lumea nu mai are, cred că, deja nicio îndoială că Republica Moldova nu va putea lupta, că Republica Moldova va putea lupta împotriva mafiei care guvernează la ora actuală statul Republica Moldova. Slavă Domnului, există și o parte bună a ceea ce s-a întâmplat. Noastră știți că noi ne-am opus cât am putut alegerii președintelui. Noi am preîntâmpinat că lucrurile vor merge din prost în mai prost după alegerea președintelui. Și deja au început să apare primele semne, nu triumfăm, așa cum v-am spus. Dar trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru că acum, slavă Domnului, este și o parte bună. Acum avem timp, încetişor, să ne construim mișcarea și să facem din mișcarea noastră într-un an de zile, când vor fi alegerile parlamentare anticipate, să reușim să construim mișcarea noastră în așa fel ca să devenim formațiune parlamentară. Ori noi, acum deja, avem foarte multă lume care aderă la mișcarea noastră și noi din asta nu facem paradă, nu ne apucăm să luăm cu hurta oameni din alte partide, pentru că nu ne interesează lucrul ăsta. Mișcarea Populară Antimafia are o echipă mică, și va da acoperire politică specialiștilor, oamenilor care sunt plecați peste hotare, oameni care lucrează buni manageri la ora actuală, pentru care am făcut o bancă de date, pe care o să-i sprijinim și o să-i promovăm la guvernare atunci când o să le putem da sprijin politic suficient. Vom instituționaliza formațiunea noastră politică. Mișcarea Populară Antimafie, vă promit, dacă nu o să reușim eu ca persoană, nu Mișcarea Populară Antimafie, dacă eu în timp sau, mă rog, orice se poate întâmpla în viața asta, nu voi reuși să ajung unul dintre conducătorii acestui stat. Deși, cred că orice politician, ori eu, poate mai mult ca oricine, sunt motivat să doresc acest lucru pentru că știu și am, cred că, suficientă experiență, știu cum ar trebui să arăte țara asta, Ori dacă nu voi reuși lucrul ăsta, eu sunt sigur că voi reuși să construiesc pe principii instituționale o formațiune politică, așa cum ar trebui să fie o formațiune politică. Pentru că tot ce aici a fost până acum, sectele totalitare pe care le-au creat până acum liderii politici, până la urmă ne-au adus la o lipsă de funcționalitate a instituțiilor statului. Partidele politice trebuie să fie instituții care funcționează în regim de instituție de stat, în regim de instituție politică. Și acum, până a trece la întrebările noastre, vreau să vă mai spun un lucru care ține în special și de alegerea președintelui, dar și de politica externă. Așa cum v-am spus altă dată, am să repet și am să răspund la întrebările noastre și la subiectul ăsta am să revin de foarte deseori. Eu cred că politica externă a actualei guvernări este una greșită. Și am spus-o și cu alte ocazii. Eu am bănuit și am știut că Germania, ca și stat, va fi implicată într-un joc cu Rusia pentru o stabilitate în Republica Moldova. Am spus-o și vreau să fiu înțeles foarte corect. Eu sunt, și toți colegii mei, eu sunt un nici nu știu cum să găsesc cuvântul mai expresiv, nu pot să spun fanatic. Eu sunt un cel mai convins pro-european. Eu sunt european ca și mod și o să vă demonstrăm prin tot ceea ce facem noi. Și a fi european după mine este să încercăm să ne descurcăm și în labirinturile în care adeseori nu avem acces. Ori trebuie să știți că Germania ca și stat nu este favorabilă intrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Germania nu este favorabilă aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană și se va opune pe toate căile posibile. În colaborare cu Rusia sau fără, se va opune extinderii în continuare a Uniunii Europene. Germania a fost țara care s-a opus intrării României în Uniunea Europeană. Ori Voronin atunci, prin fiind vârful de lance a politicii rusești în anii 2001-2003, Voronin, repet, fiind vârful de lance a politicii rusești aici, în Republica Moldova, a fost cel care a obstrucționat cum a putut posibila intrare a României în Uniunea Europeană. Voronin atunci a făcut la adresa României un șir de atacuri care erau soldate cu ieșiri
din astea zălude a lui Morei la adunarea parlamentară a Consiliului, a lui Tulbure, a altora care atacau atunci România. Știți de ce? Pentru că atunci Voronin și echipa lui credeau că vor putea să facă pe placul rușilor și a germanilor în așa fel încât România să nu poată intra în Uniunea Europeană pentru că ar avea probleme la frontiera ei de est, la frontiera ei de est. Dacă am și făcut ceva în calitatea mea de consilier prezidențial din 2004 până în 2007, o să vă uitați în trecut și o să vedeți că atâta timp cât am fost eu în funcție de consilier prezidențial, nu s-a săvârșit niciun atac la adresa României. Astfel încât la 1 ianuarie 2007 România, în pofida voinței Germaniei și Rusiei, a devenit stat membru a Uniunii Europene. Asta este adevărul. La ora actuală, tot Germania este țara care este prima interesată ca Republica Moldova să nu acceadă în Uniunea Europeană, să nu se extindă Uniunea Europeană. Germania are motivele ei. Eu nu mă apuc acum să polemizez cu politica germană. Este un stat mare, este un stat extraordinar la care tehnologii ne aliniem și încercăm să devenim și noi. Dar interesele noastre sunt altele. Noi vrem să fim parte a Uniunii Europene și noi considerăm că noi avem dreptul să vrem să fim parte a Uniunii Europene. În sensul ăsta, noi trebuie să fim foarte gălăgioși și foarte strident să dorim lucrul ăsta pentru a învinge această rezistență. Germania are viziunea ei. Germania consideră că Uniunea Europeană trebuie să fie un actor mondial, că Uniunea Europeană trebuie să aibă frontiere clare, că în calitatea de ei de actor internațional trebuie să stea la masa discuțiilor între marile puteri mondiale și așa mai departe. Asta nu corespunde criteriilor de la Copenhaga. Asta nu corespunde spiritului în care a fost făcut Uniunea Europeană și noi asta trebuie să o spunem. Noi avem posibilitate, avem timp acum să vorbim despre lucrurile astea. Și politica pe care o duce actuala guvernare este una păguboasă, pentru că așa cum România a încercat să, așa cum Republica Moldova a încercat să fie folosită drept
Bogdan, știți ceva despre informația ce a apărut în legătură cu cartea Sânge pe Nistru de Cristian Negrea? Știu că această carte este un joc al imaginației care depășește un pic sau poate chiar foarte mult depășește o situație real posibilă. Nu cred că România va interveni vreodată în forță pentru a-și recupera teritoriile. Eu cred că România, la ora actuală, are o clasă politică axată pe valori europene și pe principii europene, pe metode de acțiune europeană. Însă acest film nu este nici condamnabil, nici reprobabil. Acest film este rodul unei imaginații și el, într-un fel, poate prin lupta contrariilor, scoate în evidență ceva sub formă, sub aspect artistic frumos, adică nu văd nimic, nici provocator măcar nu văd nimic în filmul ăsta. Domnule Mocanu, cum credeți, de ce se teme Ion Sturza? Ce îl împiedică să revină în politică? Ion Sturza n-a fost în politică. Ion Sturza a avut o atitudine stranie față de politică întotdeauna, chiar și atunci când era prim-ministru. El, atunci când știu că a avut chiar tentația unei cariere politice la un moment dat, ori alt punct în cariera sa politică, atunci putea fi doar președintele Republicii Moldova și a fost o scurtă perioadă de timp când ADR-ul de pe atunci asemănat un pic cu AIE-ul de acum, când se căuta un președinte. Bine, atunci nu s-a ajuns până la... nu s-a ajuns cum acum, când bloggerii, forumiștii, politicienii, politologii, experții, hackerii, toți aveau câte un candidat la președinție, că deja s-a ajunsese la ridicol. Și până la urmă, din toți ăștia, din bloggeri, hackeri, experți politici, analiști politici, până la urmă au ales un președinte din toate variantele astea, un președinte cea mai proastă variantă, din cel mai corupt sistem din Republica Moldova și nu o să obosesc să repet întotdeauna acest lucru. Revin la Ion Sturza. Ion Sturza are niște... Dumneavoastră știți atitudinea mea față de Ion Sturza și față de guvernul lui. Eu îl consider guvernul lui Ion Sturza unul dintre cele mai bune guverne pe care le-a avut Republica Moldova vreodată. Față de persoana Ion Sturza am păreri bune, dar Ion Sturza nu cred că reușește să revină cu atitudinea asta vreodată în politică. Pentru că nu poți să ignori, adică să vrei să ajungi într-o cetate, dar în același timp să ignori această cetate. Nu știu cum să vă explic altfel. Adică el vorbește, adică din tot ce face el și din implicarea sa în politică aici, așa ca un observator străin, așa ca un sceptic care universul cât de mare îl are la digitul lui cel mic, a avut o expresie ieri, chiar nu l-am înțeles pe Ion Sturza ieri cu expresia asta a lui, așa un fel de teribilism juvenil cu chestia asta, imediat încerc să repet ceea ce a zis el, chiar e foarte interesant. A zis că are un punct de sprijin cu care ar putea răsturna lumea, dar nu vrea să o facă. Ei, las-o, te rog, Ioane, chiar las-o, dracului, chestia asta. Adică sună, te asigur, sună comic chestia asta aici și atât de juvenil, teribilist, încât chiar eu, care am atitudine destul de bună față de tine, mă crucesc un pic. Nu se poate așa, în condițiile astea ale noastre. Pe urmă, Ion Sturza a mai avut niște declarații trăsnite, care nu țin de realitățile. Pe urmă, în ultimul timp, el a vorbit foarte moldovenește. Eu când spun moldovenește, chiar am în vedere o conotație negativă în acest sens. Știți cum vorbește lumea la noi? De ce eu sunt un tip anacronic în viața noastră politică și socială? Pentru că eu spun lucrurilor pe nume. Ori moldovenii, când aud spuse lucrurile pe nume, te percep ca și străin. Pentru că în natura noastră a moldovenilor este să vorbești întotdeauna cu pilde sau să vorbești întotdeauna așa cam cum vorbește
ăsta, ghimpul, cu coșul, cu găina, cu ouă, cu nu știu ce vrăj, tot așa, adică să nu creadă cineva că altcineva și Doamne ferește să numește un nume. Și nu era, și nu este vorba de prezumția nevinovăției care au pus-o toți pe limba, acum și justifică lașitatea. Deci este un fel de a fi a nostru, de a nu spune lor lucrurilor pe nume, ca să nu supărăm pe cineva. A venit ieri, mă iertați că fac o mică abatere, a venit ieri un om simplu la mine, un om care nu are studii mari și nu știu ce, mi-a adus un apel către societatea moldovenească, apel care crede el că ar putea să trezească societatea moldovenească spre o, așa cum zice el, pentru dreptatea sfântă, să se unească împreună și așa mai departe. Cetățeanul este absolut sigur că apelul lui este unul care poate uni toată națiunea moldovenească într-o luptă pentru dreptatea sfântă. Eu n-am înțeles mare lucru din acest apel, pentru că el este scris în acest sens negativ al percepției noastre, este scris foarte confuz și nu are niciun obiect care puteți să-l analizezi. Și eu inițial am zis, domnule, să nu pierd timpul cu cetățeanul, pentru că am atâtea de lucru. Chiar eram gata să rup discuția chiar de la început. Dar până am început să-l ascult. Știți de ce? L-am ascultat pentru că un cetățean, la fel ca și dânsul, cu foarte multe păreri confuze și cu lipsă de viziune, nu numai strategică, dar viziune cât de cât clară asupra lucrurilor în Republica Moldova, un cetățean exact ca dânsul a ajuns astăzi în funcție de președinte a Republicii Moldova, prin voia lucrurilor și prin interesul pe care l-au avut acești mafioți de a pune o păpușă lor în fruntea statului. Și în sensul ăsta, noi am devenit tot mai moldoveni prin numirea lui Timofte în funcție de președintele Republicii Moldova, prin desemnarea lui Timofte în funcție de președintele Republicii Moldova, pentru că el este, în sensul ăsta, un moldovean clasic, un moldovean tipic, cu formulări confuze, cu să nu ofenseze pe nimeni că suntem oameni, dar pe cum altfel, dar pe oameni suntem, cum poți să-l pedepsești pe Colenco? Ei, au greșit omul, au furat vreo câteva milioane de la stat, ei și pentru asta merită chiar așa să-l pedepsești, dar suntem oameni. Stimații mei prieteni, eu sigur că vorbesc acum ironic, dar nu o să devină țara asta țară normală atâta timp cât rău nu o să fie pedepsit. Voronin, dacă îi dă Dumnezeu sănătate, până ajunge mișcarea populară antimafie la guvernare, va sta în pușcărie. Ăstora, dacă le dă Dumnezeu suficientă rezistență să rămână cu discernământ, vor sta la pușcărie. Și eu asta o spun deschis. Pentru că nu se poate să furi în halul ăsta și să sfidezi societatea asta și să rămâi curățel după ce pleci de la guvernare. Răul nepedepsit generează rău. Și aici nu are nimic toleranța creștină, pentru că noi, dacă facem apel la creștinism, suntem în postul mare, o să-i băgăm la pușcării și o să le păstrăm demnitatea umană. Nu să-i ținem în condițiile în care ne-au ținut ei pe noi în pușcării, în condiții inumane și degradante. Iată aici este bine să ne amintim de morala creștină. Ori oamenii trebuie pedepsiți pentru ceea ce fac, deci răul nepedepsit generează alt rău. Și atunci când auziți pe un șef de stat, cum îl avem acum, dacă îl putem numi șef de stat, că el este om bun și nu va pedepsi pe nimeni, că el asta spune acum, el asta spune, reforma sistemului judecătoresc va fi, va fi în sens invers decât ne așteptam noi. Va fi manifestată toleranță maximă față de oamenii ăștia, pentru că nu mai sunt ei chiar așa. Dacă merg judecătorii să lucreze vara la munci peste hotare pentru a-și termina casele, vă închipuiți noastră ce atitudine ar trebui să avem noi față de sărmanii judecători care în condițiile astea sunt nevoiți să facă justiție dreaptă în Republica Moldova. O spun cu durere în suflet lucrul ăsta. O spun cu durere în suflet pentru că, din păcate, mult mai mulți concetățeni de-a noștri rătăcesc pe labirinturile unei mentalități depășite. Ori, noi, apropo, mă întrebați de manifestările din stradă despre Hora Unirii, care a fost și mai departe, demne și frumoasă pentru o zi de sărbătoare. Problema este a doua zi ce se întâmplă. Problema nu este ce s-a întâmplat în ziua de 25. Frumos s-a întâmplat în ziua de 25. V-am spus, noi avem capacitatea să comemorăm, să sărbătorim și mai departe. Problema este dacă noi în 20 de ani
vrem, am vrut și vrem în continuare să perseverăm și să fim oameni și performanți. Pentru că moldoveanul nostru a adunat la tot bagajul lui de cuvinte pe care l-a acumulat în perioada sovietică, cum spune rusul și vorbește în continuare aceeași limbă infectă. Ori atâta timp cât noi nu o să clarificăm problemele identitare, noi nu avem cum să înaintăm mai departe. Apropo, exemplul ăsta, vă spun astăzi aici, cum am spus, avem puțin timp acum în perioada asta a postului mare și până la tsunamile care vine după sărbătorile de Paști să lărgim spectrul discuțiilor noastre. Belgia este un stat unde are două popoare de bază. Îi are pe valoni și are pe cei care sunt la fel ca și olandezii, numai că n-au acceptat dinastia Golan și n-au devenit parte a țării Olanda, care este la ora actuală. Vorbesc acum de flamanzi. Valonii și flamanzi. Eu vă aduc acest exemplu, că el este foarte, foarte bun pentru cei ce vă spuneam de problemele identitare. Valonii au fost întotdeauna deasupra flamanzilor. Au fost mai perspicaci în economie, au ajuns să fie mai bogați, să aibă o viață mai bună decât flamanzii. Știți de ce? Pentru că flamanzii, pe parcursul a câtorva zeci de ani, au discutat ce limbă vorbesc. Și n-au vrut să recunoască că limba pe care o vorbesc ei nu este flamandă, ci este limba neo-irlandeză care se vorbea în Olanda de alături. Ei, nu o să mă credeți, dar în anii 80, când flamanzii au rezolvat problema asta și au spus gata, punem punct, vorbim neo-irlandeză, flamanzilor au început să le meargă. Au început să le meargă mintea la afaceri, au început să devină perspicaci și au urcat în perspicacitatea lor deasupra flamanzilor în concurență, deasupra valonilor în concurență pe care o avem. Asta e istorie reală. Problema noastră în Republica Moldova noi nu avem nicio problemă cu rușii care sunt 6% în Republica Moldova. Noi nu avem nicio problemă cu ucrainenii care sunt 12%. Noi nu avem nicio problemă cu găgăuzii care sunt 3%. Nicio problemă, vă asigur. Problema noastră nu sunt minoritățile naționale. Problema noastră sunt concetățenii noștri care rătăcesc pe labirinturile astea pe care orice guvernare până acum i-a dus de mânuță prin labirinturi negre și întunecoase. Pentru că confuzia, iertați-mi cacofonia, confuzia din mințile noastre, a moldovenilor, sunt atât de mari încât de 20 de ani stăm într-o groapă a Europei nemai văzută. Pentru că nu poate nimeni dintre oamenii serioși din Europa să-și explice această preocupare a moldovenilor pentru domnule, dar cum altfel? Dar pe Transnistria este partea Republicii Moldova. Nu a luptat nimeni din ăștia pentru readucerea Transnistriei în Republica Moldova. Am luptat eu. Am stat un an în spital după ce m-au scos spitalul de pe câmpul de luptă. Și nu mă sinchisez să spun lucrul ăsta. Dar au trecut 20 de ani, frații mei. Au trecut 20 de ani, prietenii mei. Republica Moldova cu Transnistria legată de gât ajunge numai în Euroasia. Ajunge numai să fie o țară tătaro-mongolă. Nu o țară europeană. Ori noi putem avea o claritate în lucrul ăsta, să înțelegem că dacă Transnistria se unește astăzi cu Republica Moldova, Republica Moldova ajunge exact în Uniunea Euroasiatică, nu în Europa. Pentru că la zăpăceala care este aici, la Chișinău, se mai adaugă încă o certitudine clară spre est din Transnistria, din Tiraspol. Cum vreți dumneavoastră după asta să ajungem în Europa? Nu-i confuzie? Nu-i zăpăceală în mințile noastre? Domnule Ocanu, ce părere aveți despre imunitatea pentru judecători susținută de Timofte? Pentru ce le trebuie oamenilor ăștia imunitate? Ca la adăpostul acestei imunități să facă ceea ce fac? Să nu poată prinși cu minte în flagrant? Of, Doamne, cum o să revenim noi la subiectul ăsta în cel mai apropiat timp? Și acum, în cel mai apropiat timp, eu voi fi auzit. Eu n-am fost auzit atunci când spuneam despre cum trebuie să fie reformată justiția în Republica Moldova. Ori în Republica Moldova putem face ordine în justiție în decurs de jumătate de an. Și vă asigur că în justiția, în Chișinău, aici, în justiția moldovenească, avem, nu mai mult, un 10-15% de judecători care probabil ar putea să rămână în sistem. 10-15% care probabil
ar putea să rămână în sistem. Mai avem dintre ei încă vreo 10% față de care am putea să aplicăm acte de clemență. Restul trebuie trimis la strâns căpșuni, la strâns căpșuni în Spania. Restul trebuie trimis la strâns căpșuni în Spania, pentru că mâine, când nu vor mai fi judecători, și mă refer acum numai la judecători, la procurori, la alții care au furat, la chetrarul cu tot centrul lui de combaterea crimelor economice și corupției, pe care îl văd la decernarea premiilor, unii tem, oameni buni, în ce țară trăim. Păi toți ăștia vor merge la strâns căpșuni în Spania, oameni buni, pentru că asta le va fi meseria mai departe, pentru că nu vor avea cu ce să-și plătească serviciile comunale în acareturile pe care le-au construit pe mită și pe lacrimi și pe necazul oamenilor ăștia. Care imunitate parlamentară, om bun, care, ca să nu spun altfel, mă referam la Timofte acum. Domnule Mocanu, există pericolul de a pierde nordul țării, să fie o a doua Transnistrie? Nu există pericolul ăsta. Nu există pericolul ăsta. Ori vă asigur că în câțiva ani după ce venim noi la putere cu oameni care știu ce vor să facă, problema asta în nordul țării nu va mai exista. Ea există din cauza lașteței clasei politice de la Chișinău. Bălțul este înconjurat de sate moldovene. Și așa cum îți zăpăciți moldovenii noștri, eu iubesc foarte mult pe oamenii ăștia, din cauza asta și-mi permit să vorbesc atât de rău câteodată și cu atâta, dar o fac mai mult așa, mai mult ca om care îmi pot permite lucrul ăsta, ca un om din interior, nu ca un străin care bate în străin, ca un om de-al nostru care nu pot să care nu mă consider un moldovean tipic și care cred că metehnile neamului ăsta trebuie spuse pe față și remediate. Păi uite, vă spun, satele din jurul orașului Bălț, în cazul în care băgăm în centrele noastre, la Cahul, la Bălți, în alte zone, băgăm infrastructură în orașele astea și aducem oamenii de la țară, îi urbanizăm acolo, noi rezolvăm problema asta cu apucăturile zălude de acolo, cu interzicerea manifestărilor, cu nu știu ce și așa mai departe. Apropo, poate îmi puneți o întrebare și revin la legea autodiscriminării și la sălbăticia pe care o aud acum în postul cel mare de la unele fețe bisericești. O altă confruntare pentru Europa și o altă piatră de gâtul țării astea, care este o anumită parte a clerului din Republica Moldova, care încearcă alături de steagurile roș-albastre a lui Voronin să ne ducă și ei într-o perioadă a Inchiziției Bisericești, care n-a fost în lumea ortodoxă. Cum a reușit Voronin să-l facă aliat pe Roșca? Dacă nu o să vă supărați, o să revenim. Eu v-am promis că o să revenim la subiectul ăsta, pentru că e un subiect la care, probabil, nu vă supărați, chiar zâmbesc un pic acum, un subiect la care trebuie să-l discutăm. Cu atât mai mult că de acest subiect depinde în mare măsură sănătatea spirituală a unei părți a populației din Republica Moldova, care a primit o lovitură groaznică. Eu cred că apropierea dintre Voronin și Roșca a fost pe cât de neașteptată pentru foarte mulți de aici, a fost pe atât de firească în partea ascunsă a lucrurilor. Noi să revenim la subiectul ăsta, vă promit. Domnule Mocanu, cum tratați situația când statul asigură un venit garantat de 3-6 ori mai mic decât e coșul minim de consum? Această situație în toată lumea, întotdeauna s-a tratat ca una revoluționară. Această situație, de obicei, aduce la mari revolte sociale, aduce la răsturnări revoluționare și la schimbarea conducerii pe cale adeseori violentă. În Republica Moldova, asemenea lucruri nu se întâmplă, pentru că în Republica Moldova noi avem o populație nu pur și simplu sărăcită. Noi avem o populație adusă la situația în care această populație nu mai are nerv, nu mai are reacții normale la factorii externi, nu mai are, așa cum ai blăguit un organism pe care nu l-ai hrănit, un organism pe care l-ai blăguit și omul ăsta nu mai are putere de rezistență, așa e populația din Republica Moldova și se bucură de orice iluzie pe care i-o dau guvernanți. Și eu nu exagerez, pentru că foarte multă lume este tentată să creadă că eu exagerez.
stimații mei prieteni, ieșiți la 10 km de Chișinău, mergeți în orice localitate sătească și încercați să vă aflați o zi întreagă într-un sat. Să beți apă de la o fântână din sat, să încercați să rezistați, poate rămâneți peste noapte acolo, să încercați să mergeți la un WC-ul de acolo din sat, să încercați cu manierele noastre din oraș să supraviețuiți 24 de ore la țară. Și o să vă dați seama de ce concetățenii noștri plecați peste hotare, care chiar dacă ar primi deja un salariu bun în Republica Moldova, apropo, salariile în construcție deja la lipsa mâinii de lucru aici în Republica Moldova ajung aproape ca și în străinătate și nu au mână de lucru. Pentru că oamenii noștri nu vor să mai revină din cauza condițiilor care sunt în Republica Moldova. Ori vă dați seama, pentru tot ceea ce spun eu, pentru elementarul ăsta, există programe europene de dezvoltare pe care administrația publică locală nu le accesează. La Cantemir, săptămâna trecută, raion în care eu am fost unul dintre conducătorii raionului acela în anii 90 și care printr-o scăpare a lui Bălan, vicepreședinte a Partidului Liberal Democrat și deputat în Parlamentul Republicii Moldova, ei m-au făcut un fel de cetățean de onoare de acolo, în raionul acela, pentru că eu am fost om demn acolo, eu sunt cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, eu am plecat de la dânsii pe câmpul de luptă, eu am făcut treburi bune în raionul acela. Acum ei au făcut o sărbătoare de 35 de ani de la înființarea raionului, la care au alocat bani din bugetul Consiliului Raional pentru sărbătoarea aceea, în situația în care sate alături de orășelul acela n-au apă de băut. 100 de mii de lei. Dar de ce să nu facă nunți? De ce să nu facă cumătrii la nivel de administrație publică locală? Dacă cei de la Chișinău își permit să le arătă la toate televizoarele petrecerilor glamuroase cu ocazia, mare ocazie de instaurare a unui păpuș în funcția de președinte a Republicii Moldova. De ce să nu facă și ei același lucru? Noi avem multe de vorbit. Eu nu cred că v-am răspuns de tot la întrebarea asta, dar mai avem puțin timp și îmi pare rău că galupăm în felul ăsta. O să trebuiască poate să structurăm cumva așa, să ne oprim la o temă și să o discutăm în detalii. În mod sigur o să facem lucrul ăsta. Domnule Bucanu, cine după părerea noastră au fost persoanele participante la Marșul Unirii îmbrăcați cu măști? Stimații mei prieteni, în ziua de 7 aprilie au fost provocatori. Acești provocatori au fost pregătiți, adunați. Noi avem provocatori deja plătiți în Republica Moldova, care stau în regim stand-by. Noi să ajungem. Din păcate, noi nu avem organele de poliție de partea societății. Noi nu avem procuratura de partea societății. Și acei provocători, noi nu avem SIS-ul de partea societății. Ba mai mult decât atât, ei sunt cei care, mulți dintre ofițerii SIS-ului și din alte părți, sunt cei care alimentează acest regim de așteptare, acest regim stand-by a provocatorilor care au fost în 7 aprilie, provocatorilor care s-au adunat în ziua de 16 martie în fața Parlamentului cu misiunea de a apăra ordinea constituțională. Deci noi o să ajungem odată să vorbim în detalii despre acest fenomen în Republica Moldova, care nu din 2009 este prezent aici, ci prin 2005. Acest regim de așteptare pentru provocatori profesioniști în Republica Moldova s-a început încă de 2005, când în 2005 rușii s-au antrenat aici să-l dea jos pe Voronin, pentru că Voronin atunci cocheta cu Occidentul. E o temă lungă de discuție și o să discutăm de ce l-a ținut Occidentul în brațe pe Voronin 3 ani de zile și de ce, cu toate riscurile pe care mi le-am asumat, lucru pentru care am plătit mai târziu, am fost și eu consilier prezidențial. Dar v-am spus, țările alături de noi, România, a avut o șansă atunci prin sprijinul Solana și altor demnitari europeni, dar și cu modesta și mica mea contribuție la acest lucru, am avut ocazia să nu permitem vârfului de lanț a poliției rusești aici, să nu permitem ca să nu admită să ajungă frontiera europeană până la Prut. De atunci noi am căpătat o șansă și această șansă o să o valorificăm prin oameni de curaj și oameni cu voință care vin în politică alături de Mișcarea Populară Antimafie. Credeți că doamna Pavlicencu ar fi un președinte demn al Republicii Moldova? Nu vă răspund la întrebarea asta.
dar de ce să nu vă răspund? Nu cred că doamna Pavlicencu ar fi un președinte demn al Republicii Moldova. Cu atât mai mult că am impresia că nici ea nu-și dorește. Cu atât mai mult că greșeala celor care se declară a fi unioniști este că ei cred din naivitate sau, iertați-mă, din prostie sau pentru că sunt provocatori, greșeala lor este că ei cred că această unire se poate realiza prin slăbirea statului Republica Moldova. Ori statul Republica Moldova trebuie consolidat. Eu nu zic să facem un stat mare, mai mare decât acum. Noi, în general, noi, Mișcarea Populară Antimafie, prin convingere, construim un stat minim, dar un stat puternic. Un stat minim nu este un stat slab. Ori, o să revenim la subiectul ăsta. Nu cred că și Pavlicencu își dorește să ajungă președintele Republicii Moldova. Ba mai mult decât atât vreau să vă spun. Idealul unirii, eu cred că își merită altă soartă în Republica Moldova decât să fie un cântec de lebăde. Cred că m-ați înțeles exact ce am vrut să spun. Domnule Mocanu, cum așa se poate ca să revină în funcție polițistul acela de la Ungheni care a bătut un tânăr? Ba, mie mi se pare foarte firesc la ceea ce este poliția în Republica Moldova. Mi se pare extrem de firesc ca oamenii ca Baranov să revină în funcția de polițist. Eu nu m-aș mira să iasă mâine Nichifor din pușcărie. Nu m-aș mira, pentru că este firesc în condițiile în care în poliție nu s-a schimbat absolut nimic și foarte mulți călăi din 7 aprilie stau în așteptare să revină. Eu ascultam astăzi la un post de televiziune, am fost polițist, am fost viceministru de poliție, nu vreau să spun minister de interne, că ăsta numai minister de interne nu este. Am fost viceministru a poliției, vorbea astăzi cât de tare îl jălește el pe Perju, cel care a aplicat lovitura fatală, se pare, lui Valeriu Boboc. Și spunea că din trânsul fac țapii spăștori, pentru că de fapt sunt vinoveți alții care au dat ordine și așa mai departe. Cum să mai explicăm noi că responsabilitatea fiecăruia este personală? Voi, criminalilor, vă puteți aduna în poliție, în procuratură, în centrul de combatere a crimelor economice și corupției. Voi, criminalilor, vă puteți aduna cât vreți în colectiv și săvârși acte colective de maltratare a tinerilor în 7 aprilie, acte colective de lipsire de proprietate a oamenilor și așa mai departe. Dar responsabilitatea voastră întotdeauna o să fie personală. Să țineți minte lucrul ăsta. Și să țineți minte și să vă înfiorați de fiecare dată când mă vedeți și vă amintesc lucrul ăsta. Domnule Mocan, deci vă considerați român basarabean? Eu mă consider român. Asta este ceea ce am simțit eu întotdeauna. Eu am crescut pe malul Prutului. Tata meu, trebuie să știți că zona de unde mă aflu eu, zona de sud a Basarabiei, a fost și a participat încă la Mica Unire. Eu în copilărie am crescut firesc în mediu. Părinții mei, strămoșii mei, străbunelul meu este venit din Ardeal, eu nici măcar nu știu dacă să mă consider moldovean, pentru că e sardelen, veniți din comuna Băsești, județul Bistrița, acolo, în sudul Basarabiei. Cu toate acestea, vreau să vă fac o mic comparație și cred că o să mă înțelegeți. Eu când eram mic, făceam avioane din orice, pentru că îmi plăcea și vreau să ajung pilot și să zbor. Și era firesc, atunci, când eram mic, să fac avioane și să mă joc cu ele. N-ar mai fi firesc la ora actuală să fac lucrul ăsta. Eu la ora actuală am ajuns pilot și meseria de pilot este a doua mea meserie pe care o tratez la fel de serios ca și politica. Tot așa, n-ar fi firesc la ora actuală, eu să mă manifest ca în anii 90, când am ieșit în stradă și am strigat în gura mare drepturile mele ca și cel care mă consideră. La ora actuală, eu cred că ocupația noastră românească, dacă vreți, cetățenească, trebuie să fie alta la ora actuală. Eu cred că noi avem o șansă să ne integrăm în Europa atunci când nu o să avem niciun fel de complexe vis-a-vis de concetățenii noștri. Eu nu am niciun fel de complexe vis-a-vis de concetățenii mei de aici, ruși, căcăuzi, bulgari, ucraineni. Nu am niciun fel de complexe, niciun fel de frustrări.
ei nu sunt dator cu nimic, eu nu sunt dator cu nimic, eu mă manifest firesc așa cum sunt eu și toate frustrările pe care le manifestă oamenii noștri o să ne aducă în altă parte decât în Europa și România. Vă asigur eu la cei, de atât nu mă vedeți în stradă, de atât nu mă vedeți manifestând alături de sau împotriva cuiva în piață pe subiectul ăsta. Eu consider că problema noastră la ora actuală, românească, patriotică, națională, este să aducem o viață la fel ca și cea europeană aici, la Chișinău, aici în Moldova, aici în toată țara asta. Domnule Mocanu, credeți că am putea lua pildă de la Armenia în privința Rusiei? Nu știu ce pildă am putea să luăm de la Armenia. Chiar nu știu. Poate ați avut în vedere Georgia, atunci v-aș înțelege. Armenia, nu înțeleg. Armenia, mi se pare că este un vasal cu minte al Rusiei. Când Plahotniuc o să-l distrugă pe Filat? În foarte scurt timp. În foarte scurt timp, Plahotniuc o să revină la clientul lui Filat. Pentru că, spre deosebire de Filat, Plahotniuc își cunoaște foarte bine scopurile, își urmărește victimele ca vânătorul fiara în pădure și stare de liniște și pace la ora actuală între ei doi. Este o liniște înaintea unei furtuni. Filat nu are nicio șansă să poată rezista în fața lui Plahotniuc. Nu de atât, trebuie să știți că eu la un moment dat am început să cântăresc un pic cuvintele pe care le spun la adresa lui Plahotniuc, pentru că ceea ce spun eu n-ar fi adevărat. Tot ceea ce vă spun eu în privința lui Plahotniuc, vă promit, vă asigur că este 100% adevărat și în foarte curând timp o să vă convingeți, o să vină probe în privința la tot ceea ce am vorbit eu, nu de la mine. El vor vedea din altă parte, de la oameni care se ocupă de chestia asta. Eu nu mă ocup de probe, de investigații, eu mă ocup numai de politică. Iar investigațiile asupra lui Plahotniuc sunt aproape gata și acest tip care până la urmă nu este un titan, nu este un monstru, este un tip mic, mărunt, dar care, spre deosebire de Filat, are un singur avantaj în fața lui Filat. Știe foarte bine să-și urmărească scopul. Filat este un fel de showman. Filat este mai mult preocupat de cum se vede el pe ecranul televizorului, cum îl privesc altă lume. Plahotniuc este mai puțin preocupat de chestia asta. Plahotniuc este preocupat de cum să-și țină averile pe care le-a acumulat până acum. Și în sensul ăsta, Plahotniuc este mult mai divaci să-l aducă pe Filat acolo unde își merită locul. Trebuie să înțelegeți un lucru. Acești mafioți, ei nu sunt atot puternici. Problemele pe care le va avea Plahotniuc în cel mai scurt timp vor fi de natură să-i diminueze poftele. Vor fi de natură, deja l-au destabilizat și o să-l destabilizeze în continuare. Iar în confruntarea, așa cum mă întrebați, de Filat, în confruntarea lui Filat cu Plahotniuc, Filat nu are nicio șansă. Și așa cum i-am spus acum un an și mai bine în urmă că Plahotniuc o să-l devoreze până la ultima picătură, asta o să se întâmple. În acest sens, trebuie să mă înțelegeți că nu-i de plâng soarta lui Filat. Filat își merită soarta. Pentru că ceea ce a făcut el în partidul lui, ceea ce a făcut el în țara asta, prin înșelarea așteptărilor tuturor care au sperat că Filat a însușit o lecție atunci când a fost în guvernul AIE, ADR, nu AIE, și că acum va fi altul. Deci va avea o soartă demnă de tot disprețul nostru. La fel cum aceeași soartă eu prorocesc lui Ghimpu, care s-ar bate pentru Șalaru mai mult decât pentru națiunea asta, pentru că Șalaru, la ora actuală, pentru el este toată națiunea română și tot destinul lui pe viitor. Șalaru, cu toată frauda de la Ministerul Transporturilor,
își cu tot profitul pe care îl aduce Partidului Liberal la ora actuală. Iar oamenii care sprijină Partidul Liberal, oameni cu idealuri, oameni extraordinari de votați unei cauze, oameni frumoși la suflet, pe care eu îi respect foarte mult, vor trăi o altă dezamăgire. Dezamăgire pe care deja o trăiesc în surdină și își pleacă ochii atunci când cineva le arată cu degetul ce spune Mihai Ghimpu și cum vorbește Șagalnic cu domnițele care îl întreabă stângaci despre problemele țării în care trăim noi toți. Stimați prieteni, iată, am mai trecut în emisiunea noastră de miercuri. Noi vom fi neschimbat la aceeași oră și miercurea viitoare și pe viitor. Eu mă bucur că în această perioadă de liniște aparentă în Republica și temporară în Republica Moldova, am posibilitatea prin delete să vă vorbesc și la alte teme. Sper că poate reușesc în ajun de Paști, poate în Săptămâna Mare, atunci când vom fi cu toții mai cuminți, tare aș dori, sincer aș dori să fac o predică aproape religioasă în Săptămâna Patimilor, cu atât mai mult că acea emisiune va avea loc chiar seara înainte de Joia Mare, și dacă reușesc, dacă am inspirație, cred că aș reuși să vă aduc un discurs creștinesc, ortodox și european. Așa cum cred eu și așa cum vedem noi că ar trebui să fie relațiile dintre biserică și stat, așa cum credem noi că ar trebui să fie relația dintre viața noastră spirituală, viața noastră creștină și ortodoxă, și toleranța și nediscriminarea oamenilor din societatea noastră. Pentru că în rest, dincolo de această înțelegere a lucrurilor, în rest eu vă pot dovedi că în rest totul e sălbăticie. Sălbăticie medievală care nu are nimic cu Europa frumoasă, o Europa demnă, o Europa care a știut să organizeze și să organizeze relațiile dintre oameni într-un stat. Eu vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc o seară bună și vă aștept miercurea viitoare la aceeași oră. Bună seara!